Gata, am dat rec. Ești gata? Da, cum? Am dat rec. Sigur, da? Da, ești gata? Da, sunt am gata. Am dat rec. Bravo, mă Bravo. Bucur că ai dat rec. Am dat rec. Mai verifici o dată dacă ai dat rec? Nu, că este ăla, scrie rec cu roșu. Bine, haide să filmăm. Haide să filmăm. One eternity later. Vezi că am dat rec. Nu știu cum să întoarce camera pe partea cealaltă și sincer, nu știu că n-ai prima dată când fac live pe Instagram. Așa. Dar, de ce am 1.000.000 de spume? Pentru că am filmat până acum și a ieșit un clip super frumos și fane. Da. A făcut ceva și nu i-a dat rec. Sau în loc să-i dea rec, i-a dat stop sau ceva de genul ăsta a făcut. Dar Kizoku pe jos. Kizoku? Am primit Kizoku. Iar magneții de la Kizoku? Nu. Ți-am zis, prostule, că se vede astea pe masă? Prostule, stai ASMR. Așa, dă-n coa, stai așa. Yeah. Vreau să fac ASMR, ia. Stai așa, să mai fac niște ASMR pe fundalul ăla, pe intro-ul ăla de la care mi-a de babat. Că... Vezi că trebuie să te urci cu ulei ca să faci ASMR de asta. Ia aruncă-le de lei drept. I-a zis hey! Chizoku magneței? Zi salutări! Salutări, salutări, Ștefan, sunt Gogo. Și bine ați venit într-un nou episod al Academiei de Vapa. Trebuia să spunem împreună și Gogo, da. Dar nu ne-a dus capul, nu mai încerc, că lumea mă știe. Te știe? Mă știe, mă știe și dacă mă știe, apropo de știut, vreau să vă zic și de contul de Instagram de la Academia de Vapa, unde este foarte, foarte simplu și chiar indicat. Chiar înțelepții ăia vechi greci indicau și spuneau să dai follow la Academia de Vapat pe Instagram. Știi de ce? Pentru că poți să câștigi niște chestii. Da? Da? Așa este. Și noi nici nu te stresăm cu poze foarte des pentru că nu mai are cine să ocupe. Și dacă și... te-ai săturat să vezi țuțe pe Instagram, intră la noi pe Academia. Sigur nu o să vezi țuțe pe acolo. Da. Da. Da, cum? Ce e Kizoku ăsta? Limit. Kizoku limit. Apropo de Kizoku, da. Fraiere, vezi că i-au început cu niște magneții, da. Și acum fac atomizoare. Vezi? 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 Și tu făceai moduri la un moment dat. S-au pus pe tine. Un atomizor, tot așa, primit pe anul trecut undeva. Înainte de corona. Dacă, înainte de coronavirus. Dacă v-ați prins voi, noi facem pre-corona acum. Da, da, da. Direct din China. Îmi place că se reglează ușor aerul și cu da. Siguranță nu desfaci cu totul baza când vrei să reglezi aerul. Se reglează foarte ușor, n-am putut mai devreme. A, uite, mai are și varianta asta cu găurile. Da. Un atomizor, băi, este vopsit frumos, dacă e să o luăm așa. E mat, asta vrei e să spun. E mat, da, îmi place vopseaua. Dar cam atât. Pentru că el vine cu bază RBA, dar nu am folosit-o, întrucât ai nevoie de... 7 diplome de inginerie? Nu neapărat 7, merge și cu... 2. Una, măcar să fii puțin dibaci. Dar pare cine știe ce și nu cred că merge cine știe ce. Este nu vândut, cum îi zice, marketat... ca un drept un atomizor de metele și avem șervețele? Mă mir. Și redul și șervețele. Ah. Today was a good day. Da, da, da. Păi am luat salon după 15. Da, vându-l drept un atomizor de metele, pentru că se pare că acum iar meteleul e la modă. Este direct un răspuns către cei de la Aspire, care și-au făcut și atomizorul de metele, pentru că merge cu rezistența Aspire. Nu merge acum... cu rezistența, că ne-au zis să zicem că nu merge cu rezistența Aspire. Nu merge să vă zic, nu merge cu rezistența Aspire Nautilus, nu merge, dar... dar merge cu alte rezistențe care sunt identice cu Aspire Nautilus. Exact, dar nu merge cu alea de Nautilus. Alea de Aspire Nautilus nu, că au zis că nu e bine să spunem, să menționăm de Aspire Nautilus, dar să spunem că sunt la fel ca Aspire Nautilus, dar fără să spunem Aspire Nautilus. Și tot e bine pentru că am reușit să vă comunic chestia asta fără să vă spun că el de fapt merge cu rezistențe de Aspire Nautilus. Auzi, tu ai momente noapte când vorbești în somn? Nu cred. Mie mi s-a părut că te-am auzit și știi de ce? De ce? Că-ți place să te auzi vorbind.
Îmi place să mă aud vorbind, pentru că să vezi când eu, când stau și editez clipurile astea, dar nu-mi dau play și forward și back și acolo de o grămadă de ori, numai așa, când mă aud eu vorbind și tai toate pauzele alea când faci tu. Dar despre atomizorul ăsta, poți să ne spui ceva? Pentru că Gogo a zis că el taie pauzele astea, eu am zis să-i trag la ca să se distreze atunci când editează clipul și sper că ți-a luat 3 ore, bulangiule, să editezi clipul ăsta arzătar pe mate în jos. Pentru că Gogo a zis că el taie pauzele astea, eu am zis să-i trag la ca să se distreze atunci când editează clipul. Și sper că ți-a luat 3 ore, bulangiule, să editezi clipul ăsta arzătar pe mate în jos. Nu știu cum e mișto, poți să-i deșurubezi o parte din el. Și este interesant că n-am văzut încă ceva de pus în locul. E pentru viitor gândită treaba. Da, da, că eu o să facă. Hai să reluăm un pic. Despre atomizor putem spune că are un finish foarte frumos, negrumat. Finishul ăsta, din câte știu eu la atomizoarele astea, odată ce prezinți niște ceva lichid pe acolo, se face un pic lucios, că na, se întâmplă, îl ștergi cu tare, cu tare, cu tare, nu e un capăt de lume până la urmă. Dar vine din fabrică destul de mat, mă gândeam că vine bine pe PTC-ul meu, în curând, că e 22. E ok, merge cu rezistențele astea, care sigur nu sunt de Nautilus, dar seamănă foarte mult cu cele de Nautilus. Vine și cu RBA-ul ăsta, care nu e cel mai mic RBA din lume. Și ai o alternativă pentru prețul lui, care va fi undeva sub 200 de lei, dacă se gândește cineva să-l aducă. Mamă, n-ai cam scump. Bă, de ce? Că e un 2 într-unul și pentru un 2 într-unul nu e chiar scump. E un atomizor care merge cu rezistențe gata făcute și are o bază care nu e deosebită, n-are nimic. E o bază clasică. Ce dracu mai găsești în banii ăștia pentru 2 într-1? Că asta e problema de fapt. Mai găsești ceva în banii ăștia de 2 într-1? Nu prea. Păi și atunci, care, cum judeci că e scump dacă nu ai concurență? E scump așa pentru că e un atomizor chinezesc, că e un fier, că nu e mare lucru, că nu au inventat nimic. E adevărat, dar în principiu dacă vrei servisabil, îți iei un servisabil și unul cu rezistențe gata făcute și oricum te duce mai scump. Adică... Da. Principiul nu e rău, nu? Încărcarea asta mie nu prea îmi place. Bă, sincer, nici mie. Deci șurubeze ăsta și după aia apeși pe el. Și are și vagina feeling hole. Dar nu e neapărat cea mai nefericită soluție de umplere, dar am văzut și mai elegant. Mi se pare că intră puțin lichid, ce am dreptate, intră 2 ml în configurația asta. 2 ml, sincer să fiu cu voi, e TPD, da? E TPT, dar se poate mai mult în formatul ăsta. Asta zic. Single coil, cea loc. Pentru că are încărcarea, e okay, foarte e mare. Ok, e TPD, dar asta e din Wuhan, ia uite. Hei! Păi Kizuku e... Da, dar înaintea virusului. E Wuhan Basel. Da, e acolo înainte. Doar birourile, e contabilitatea. Da, da, da. Ține lichidul. Resurse umane, așa. Nu e rău. Ne impresionează? Nu. Înțeleg de ce dracu mai au și chestia asta aici, poate să se înfileteze baza, poate asta devine chimniu, știi? Poate pe interiorul ăla devine chimniu și atunci poate se inundă. Sigur, acum oamenii o să... Ia uite-l inundachele, ia uite inundachele. Ia uite-l. Oamenii ne vor acuza că n-am făcut un review corect pentru că n-am pus baza RBA. Nu consider că merge mai bine decât o rezistență la Aspire cu baza aia. Doar dintr-o simplă privire și această afirmație are în spate 10 ani de vapat. Ești arogant. Mm. Da, merge cam cum merge rezistența. Nu pot să zic că atomizorul are ceva în el ca să-i strice gustul rezistenței. Aerul ăla puțin zgomotos, în schimb da, frisajul frumos. Știi care e treaba? Aerul e mai bun la Nautilus GT, dar Nautilus GT e 24-25 și ăsta e 22. E bine, și ăsta, și Zenith Pro, e tot la fel grăsan. Dar măcar iau... Și Zenith Pro. Da, măcar iau ceva mai multe platforme pe care merge. N-are RBA? N-are și RBA. Și n-o să aibă viața lui. Sigur, dacă îl găsiți sub 200 de lei,
toate chestiile astea, un atomizor care merge cu rezistență, dar poți să-i pui și o bază RBA, acolo odată ai contacte care sunt în plus și strică și odată ai o bază care e mult mai mică decât ar trebui să fie o bază. Bă, știi ceva îmi place și nu-mi place? Mie îmi place finisajul. Îți se pare că are pH ceva mai mare decât posticul, de exemplu? Nu, că lichidul tău e slab. Ăla nu te... Știu eu, îmi știu lichidul. E... Uh-huh. Se simte mai tare pH-ul pe el. Poți să-l vapezi o perioadă, să te lămurești și pe aia să vii cu un update pe story la Academia de Vapor pe Instagram. Îmi dai și un contul de la Academie? Păi da, cum? Și dacă pun poze cu AMSR de ăsta? ASMR. Da. SRE. Ha. Nu pui. Nu pui cu vapat. Bă, știi ceva? Ia. M-am hotărât. Nu e rău. Bă, nu e rău. Nu e rău. Tu poți să stai așa? Uite-mă așa. Pot să stau, dar nu avem loc. Poți să stai, dar... Încrăcești aici. Uite-mă, dar eu jos de pe canapea să ne arăți. Stai, stai. Nu-i de voi. Pot, drag, că fac yoga. Bă, nu e rău. Să mor, nu e rău. Nu e. Nu e rău. Nu, bă, îmi place cum arată. Nu-mi place că ăsta dă aer, merge cam știi dubios. Știi ceva, pot să trec peste asta. Și s-ar putea să-l bag în daily use. Da? Nu e rău. Și încărcarea? Nu e rea, dar treci peste. Dar de ce treci peste? Pentru că nu e cea mai scârboasă ever și s-a umplut cu sticla aia mea. Ok, hai să zic așa, dacă nu-mi rămâne lichid aici și văd că nu rămâne foarte mult, aș fi ok. Uh-huh. Aș fi ok. Îmi place umplerea că nu-i nevoie să scot muștucul, cum e la slide, de exemplu, știi? Și am mai văzut genul ăsta, adică și la Nautilus 2, tot aceeași treabă de încărcare, sau la 2S. La 2S. Da. Are aproape la fel. Da, nu e... Bă, nu e rău! Nu e rău. Nu știu de ce dracul l-au făcut atât de mic. Bine, probabil astea au fost limitările, că l-au făcut pe 22, că vezi, asta e cu 22. Vrei 22, asta vrei și că ei au vrut să meargă și cu bază, și cu rezistență și toate alea. Dacă îl făceau să meargă doar cu rezistența de Aspire Nautilus, probabil că intra, cu siguranță, intra mai mult lichid acolo, pentru că nu e mare lucru și s-au mai făcut. Bă, nu e rău. Sigur, dacă, bă, dacă îl găsiți sub 200 de lei cu mult, cu cât mai jos sub 200 de lei, cu atât mai bine. În jur de 150 de lei ar fi un preț corect pentru ăsta. Ar fi chiar un preț corect. Ai o bază RBA cu care să te joci, dacă ai chef să te joci într-un weekend. Ai niște rezistențe care până una alta sunt bune, merg. Da. Nicio problemă. Dacă nu ți iese RBA-ul, i-ai aruncat o rezistență de aia în el și mergi mai departe. Bă, nu e rău! Da, dar nu e un atomizor RBA care... Păi asta e cu 2 într-1, că nu e nici. Uh-huh. Da. Uite, la vremea lui poți să-l compari cu Subtancu. Subtancu a venit cu o bază RBA care chiar a mers pentru că nu mai erau altele. Dar vrei să zic ceva? Dacă ieșea în același timp cu Subtancu, da, l-aș fi privit cu uimire. Aș fi zis, păi față de mizeria aia de Nautilus, ia uite ce bine arată ăsta, ia uite cât de ușor se umple, mamă, și baza asta RBA e mai ceva mai... Da? Da. Bă, cred că un pic îmi place. Ține-l. În sensul în care nu-mi displace. Ține-l tu doar că trebuie să aduci 100 de fani pe Instagram. Păi nu e rău, încerc să găsesc chestii negative la el. Că zi tu chestiile negative, că uite, zi tu chestiile negative. Nu-mi place încărcarea, nu-mi place aerul. De ce nu-ți place încărcarea? Că nu-ți place. Că trebuie să dai. Dar e neapărat nasoală? Și... Nu e nasoală, merge. A, ok. Ia găsă-mă măcar dacă are de-alea. Poate la un moment dat când se strică cauciucul de aici. Poate să-l ciupească, că el nu e pe... Da. Dar știi ce are diferența față de Nautilus 2S? Cauciucul ăla e mult mai jos. Și la Nautilus 2S se ciupește mai repede. Că la Nautilus 2S vine fix peste. Și se umflă. Ele de obicei stau umflate din fabrică. E o problemă asta. Ok, că nu-ți place, de acord. Dar nu era. Da. Nu era. Aerul se putea mai smooth. Atât s-a putea. Așa atomizorul arată foarte bine mie. Dacă făceau al de inochină ăștia finisajul ăsta... Seamănă cu deja vu un pic. Mi-aduce aminte de deja vu. Pentru că e finish-ul de pe ăsta... E cam mat, acolo, nu? E acolo, da. Ok, ce nu-ți place am înțeles. Atât. Nu-mi place că poate putea să intre ceva mai mult lichid în el, dar rău nu e nimic la el. Nu, 1,5 milioane e prețul corect pentru ăsta. Bă, e interesant.
Nu mă așteptam Kizoku de la magneții lor să facă atomizoare și o acupastă, dar... Seamănă așa cu un caifon nițel. Are știi ceva. Știi că aveam eu top cap-ul ăla care era fix atât? E pe acolo, e are multe reminescențe așa din clasici. E un atomizor clasic pe 22. Uh-huh. Și cam greu să găsești atomizoare pe 22. Da. Cam ăsta a fost Kizoku de la Kizoku Tech Limit. Not bad, not great, but overall... Merită să încerci. Not bad, not great, but overall merge. Cam asta a fost. Ne vedem pe Instagram. Mai avem acolo niște concursuri cu niște lichide și niște poduri ce le-am mai prezentat noi. Eu am fost Gogo, până una alta. Eu am fost Fane. Da, și ne vedem pe săptămâna viitoare la Academia de Vapor, cea mai tare șmecherie, și până postăm noi al clip, scrieți pe Instagram. Până în delt și până în vale, toate cele bune! Asta e, fă ASMR! Ah, fii atent! Ia, taci!